Nu trebuie să ne temem. Dacă ne temem, am pierdut viața, am pierdut existența. De ce vrăsurile voastre v-ați botezat, v-ați îmbrăcat în Hristos? Și în Hristos trebuie să trăim. Ce înseamnă Hristos? Suferința, viața, crucii. Când e vorba despre o distrugere a noastră a creștinătății, va lua sigur întâi matca, va lua mănăstirile, pentru că de aici emană totul. Occidentul le-a luat icoane, a luat Sfânta Cruci, i-a luat mănăstirile și au rămas în haosul în care trăiesc, în sectarism, în budism, în hinduism, în toate influențele străine. De aceea, creștinii voastre, aveți un singur scop, să ne mântuim. Și scopul mântuirii vine din sfântuința noastră, dobândirea Harului Sfântului Duh, prin trăire și prin nevoință. E bună cultura, dar să știți că este și o foarte otrăvitoare. Nu suntem pregătiți pentru a preîntâmpina acest flagel, această iscusință drăcească care este în școala noastră. Chiar și mari sfinți care au învățat în școli păgâne, bă, nu era chiar așa de diabolic cum e viacul nostru, 20-21. Credincioșii n-au nevoie de savanță acum, e plină lumea. Au nevoie de oameni sfinți, au nevoie de trăitori, oameni care să atragă Harul lui Dumnezeu. Și cine a luat acum în viața noastră, ne-a luat copiii, dragii mei. Acum, sunt decimați copiii ăștia și nu mai sunt. Dacă, în sfârșit, acum sunt nevoile acestea, nu, la ora actuală nu-i trebuie mai mult decât să avem, ce spuneam și mai înainte, o unitate între noi. Să ne formăm, în sfârșit, o legătură pe care să poată, mă rog, oarecum, rezista împotriva blocul ăsta rău care vine peste noi. Deci unitate dintre noi. Și această unitate nu vine decât printr-o dragoste desăvârșită, printr-o rugăciune deplină și printr-o ascultare.